Premierul român Victor Ponta a declarat că în luna august va veni la Chișinău pentru a da drumul alături de Iurie Leancă, primului metru cub de gaz prin gazoductul Iașungheni. Oficialul de peste Prud va vizita de asemenea grădinițele care sunt deja spre finalizare din donația Guvernului României, făcută în luna decembrie anului trecut. El a adăugat că va discuta totodată despre stadiul proiectului la linia de înaltă tensiune, astfel că forțele pro-europene de la Chișinău să spună că România nu doar la vorbe alături de Moldova, ci și în lucruri foarte concrete, a menționat Ponta. Pe 23 iulie șeful executivului român preciza că furnizarea de gaze dinspre România către Republica Moldova prin gazoductul Iași-Ungheni va demara conform calendarului anunțat anterior, în luna august a acestui an, lucru confirmat de ministrul pentru energie de la București Răzvan Nicolescu.